Salutare First Player, astăzi ne jucăm FIFA 17, evident demo-ul deocamdată, îl jucăm pe PS4 și FIFA 17 a sosit în PS Store în data de 13, marți 13, mai pe seară așa, l-am căutat ziua și nici urmă, e bine, iată-l aici, ni se propune un nou engine, Frostbite, un joc ceva mai fizic, lovituri libere complet schimbate, iată aici avem noutățile, avem noi tehnici de atac, noi opțiuni de atac precum Threaded True Pass și Driven Shots, după cum spuneam, lovituri libere regândite, dăm Advance și acum avem Physical Play Overhaul, adică fizicalitatea cu care interacționează jucătorii s-a schimbat, bla bla bla, adică practic te lovești de Zlatan, te lovești în munte. Active Intelligence System, un nou sistem care introduce analiză spațială, bla bla bla, nu sunt chestii tangibile, de aceea le sărim. FIFA Ultimate Team Champions, no thanks, și să trecem la joc, pentru că de asta suntem aici, sunteți la firstplay.ro și vă ofer o privire asupra acestui demo, aș putea spune că este un review de demo. Hai să vedem ce echipă avem. Ne jucăm în FIFA 17 demo pe PS4 cu Tigres, Bayern, Chelsea, Gamba Osaka, care cred că este o premieră pentru FIFA, nu țin minte să fie avut o echipă japoneză până acum, poate mă înșel, apoi Inter, Juventus, City, Manchester City, care cred că și-a schimbat logo-ul, că parcă nu arată chiar așa, cu bărcuța aia, în fine, poate mă înșel eu. Mai departe, United, evident, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sounders, Seattle Sounders, și am ajuns din nou la Tigres. Ok, cred că o să joc cu Olympique Lyon, pentru că îmi place foarte mult de la Cazet, spre să-l mai aibă, și Gomis, hai să jucăm contra lui Gamba Osaka. Deși cam nedrept, sunt cam slăbuți. În fine, alegem tricourile albe. Japonezii să joace în albastru. Tricourile lor seamănă cu Inter. Și acum hai să vedem setările de joc. Avem de a face cu lungime de repriză de 4 minute, dificultate semi-pro, Stamford Bridge, și putem să jucăm viteză normală sau rapidă. Hai să jucăm un meci pe normală, ulterior să jucăm și pe rapid. Team management, jucăm un 4-3-3 care îmi convină. L-avem pe Lacazette, pe care nu-l oprește nimic. Nabil Fekir, care este foarte bun. Văd că s-a schimbat look-ul meniului. Toate culorile sunt mai vibrante, mai sar în ochi mai mult, ca să zic așa. Poate sar în ochi prea mult. Iar scrisul ăsta s-a schimbat fontul. Este un fel de italic subțire, ceva de genul ăsta. În fine. Nabil Fekir e ok aici. Corne, știu că e rapid, dar nu e de ajuns. Rashid Ghezal, parcă așa-l cheamă pe ăsta, l-a jucat pe lea, iată și pe Valbuena, văd că jucăm un 4-3-3 în care ne cam apărăm, era bun Valbuena în față să împingă treaba, hai să vedem, 4-3-3 holding, hai să căutăm 4-3-3 ăla care îmi place mie, 4-3-3 attack, exact, Valbuena locul lui Darde, micuțul Valbuena, e atât de mic, săracul, cred că e cel mai mic național al Franței, cel mai mic jucător ever. Con Alonso în apărarea în spate, Grenier, nu știu dacă știe el de-astea, hai să vedem. Iată și pe Raibus, cred că dacă nu mă înșel este un polonez, foarte bună națională, în fine. Fofana, hai să punem pe Fofana în spate aici, în locul lui Grenier. Ok, Enculu în spate, Yangambiwa, Jale, Morel, nu stau deloc rău băieții ăștia. Corne, asta nu prea mă convinge. Să-l pun pe Ghezal. Hai să vedem ce abilități are Corne. Niciuna. Ghezal it is. Ok, sper că nu m-am plictisit cu toate aceste așezări, aranjamente, așa că trecem direct la meci, marele meci, FIFA 17. Nicolas Enculu. Hai să vedem ce știe. Facem un tackle la un băiat. Sau nu facem. Hai să încercăm. Opa, niște delay. Hop, no, we failed. Și am luat mingea frumos, cochet, corespunzător. Acum facem și un tackle, ca la carte, la minge. Și no, iar pe lângă. Ne-a salvat bara. Și iar pe lângă. Ultima încercare, keep it up. Și bubuim. Ok, hai să trecem la treabă, să lăsăm prostile. Sunteți la firstplay.ro. Jucăm FIFA 17. Sunt foarte mare fan FIFA, cred că joc vreo, nu știu, 10-20 de ore săptămânal. Deci, jocul ăsta e pe placul meu, cu siguranță. Okidoki, suntem gata de meci, gata să trecem la treabă. Am văzut și jucătorii, iată-l și pe prietenul meu la Cazet.
și avem trainerul activat, noi nu avem de voie de el pentru că suntem băieți mari, jucăm pe semi-pro. Dacă sunteți cumiți, o să mă joc și pe un nivel ceva mai mare de dificultate. Ce am remarcat din start? Comportamentul jucătorilor, mă refer la fizica lor, ragdoll, ca să zic așa, foarte bine implementată și hai să nu luăm gol, că este jenant. O pasă bună, un băiat care a plecat, poate chiar la cazet, da, normal, zis și zidul, zis și Cămani, prea ușoară treaba asta, nu se poate, fantastic. Ce ratare! Ok, ăsta cred că a fost Ghezal, Rashid. Și nu e corner, mă surprinzător. Spuneam că îmi place foarte mult fizica ragdoll a jucătorilor și în special felul în care se comportă mingea. Jucătorii, sincer să fiu, chiar dacă au o fizică bună, mi se par și un pic cam bățoși. Nu știu cum să zic, ca și cum ar sta mereu cu un băț în coloana vertebrală. În vreme ce mingea acum țopăie și are un factor de bounce mai mare. Deci s-a umblat la fizică puțin. Evident, animații proaspete, jucători care arată și mai mult ca în realitate, cam asta primim la FIFA în fiecare an. Aici se bate de la egal cu PES și în PES am văzut animații super bune la relori și la jucători. Terenul arată la fel, nu că ar fi nevoie de vreo schimbare aici. Dar felul în care se mișcă mingea chiar mă fascinează. Țopăie foarte, foarte mult, asta mă intrigă. Uitați-vă la felul în care rulează mingea pe teren. Nu știu, au făcut ceva băieți ăștia. Poate noul engine, poate pur și simplu mecanism de fizică nou, în fine, cert e că au făcut o treabă bună. Ok, evident, avem toate rosterele la Ziz, la Daniela United și lumea nu o să mai joace FIFA 16 pentru că nu mai e Zlatan la PSG. Mă rog, invers de fapt. O să-l joace, probabil, pentru că mai e Zlatan la PSG, dar în realitate nu e, deci o să fie un fel de fantasy soccer. Între timp, Valbuena e pe felie și... No, mare prostie să dai chip shot în această condiție. Așa că să jucăm ceva mai serios. De obicei joc pe fast, acum jucăm pe modul normal de viteză. O să abordăm și un match fast ceva mai încolo. Spuneam de PSG, de Zlatan, de-astea. Dacă ai FIFA 16 și te mai joci în următoarele luni, de câte știu eu, o să rămâi cu Zlatan la PSG, nu o să fie la United. Este unul dintre motivele pentru a cumpăra noul joc, ca să fii la zi cu toate schimbările. Alte schimbări mari, stai să mă gândesc ce ar mai fi, schimbări mari. Evident, Pogba, transferul anului, secolului, mileniului, foarte mulți bani ca să ajungă de la Juventus la... United, cred, și m-am înfilt cu la cazet. Cred că o să cerc un dribbling sau nu. Ce am remarcat eu de-a lungul multelor mele jocuri FIFA e că echipele asiatice sunt foarte atletice. Adică acum vreo două jocuri FIFA am găsit o echipă la un moment dat, mă știu ce erau, coreeni sau japonezi sau ceva, incredibil de atletici. Adică jucau numai în karate, ca să zic așa, nu vreau să fiu rasist, dar pur și simplu jucau numai în karate, în figuri, făceau șpagat în aer, țopăituri, foarfece, nebunie maximă. Cred că era echipa la care era Zicu, pe echipa aceea o găsisem și am rămas șocat. Nu mai știu cum se numea, cred că era din Coreea, dar foarte tare la atletic. Găsesc o grămadă de tricuri la ei, dar repriza a doua erau morți, din păcate. Deci erau bun doar prima repriză. Mâine pe mine avem și național la Kosovo, dacă tot și național acum. Gibraltar, de ce nu? Mai nou se adaugă țări la fotbal. Ce pase frumoase! Dar se strică la final. Ca România, de altfel. Okidoki, jucăm contra Gambei. Cum sună asta? Gamba Osaka. Un sfat prietenesc, niciodată să nu pariați pe Liga 1 și nici Liga 2 din Japonia. Se fac o grămadă de blaturi și nu prea merită. Încă nu m-a hotărât dacă sunt mulțumit sau nu de bățoșenia jucătorilor. Mereu îmi vine să zic că au fizică bună, dar apoi văd că sunt foarte bățoși. Nu știu, înainte mai alergau un pic mai înclinați în față, unii sunt un pic mai drepți, aveau un posture diferit, ca să zic așa. Acum toți sunt la fel. Au un băț în coloana vertebrală. Jocul de picioare nu e la fel de bun ca la PES, dar fizica mingii face tot farmecul. Comentariul este același din totdeauna, cred că aceiași comentatori pe care îi aveam de când eram eu mic. Oamenii nu se mai pensionează niciodată? Oare ce salariu avea un comentator de FIFA? Chiar mă întreb. Și primul fault din acest first play. Avea un băiat transpirat.
care a luat galben. Ok, am luat galben. Trebuie să recunosc că lucrul pe care îl displac cel mai mult până acum e fontul. Nu îmi place deloc noul font. Sper să-l schimbe de când joc eu acest demo și până la varianta finală, pentru că e pur și simplu, nu știu, antic. Hopa! Observați cum aluneca mingea. Nu știu, e fie camera de vină, fie, nu știu, noul engine. În fine, wow! Ce posesie uriașă are Gamba Osaka. Ne cam facem de râs. Chiar ne facem. Și meniul ăsta negru cu galben. Înțeleg că pe copertă se află un jucător de la Borussia, dar chiar așa? În fine, hai să facem treabă. High pressure, attacking și să înceapă nebunia. Și acum o să vedem și un corner. Ok, corner kick, aim and power, loopy trajectory, switching players. Mie mi se pare un mare noroc acum. Practic își joci la noroc, iată, mutăm o țintă de colo-colo, vedem cum cade, cine o prinde aia e. Mi se pare că s-a făcut la bulan acum sistemul, înainte era un pic mai calculat. Mă rog, degeaba zic eu calculat că era foarte random corner-ul până acum. Și nu prea funcționau tehnicile dacă știai să te aperi. Poate acum cu sistemul ăsta mai bulanos o să savurăm cornerele mai bine. Hai să vedem ce fac asiaticii. Deloc rău, deloc rău. Și i-am luat și gol. Uite așa, i-am luat gol. Jucăm pe semi-pro și am luat gol. Sunt curios dacă au păstrat echipele de femei. N-au zis nimic de asta. Ar trebui să fi rămas. Ar fi ciudat să le scoată după un an în care s-au lăudat cu treaba asta. Ok. Asta se întâmplă dacă faci prea multă gargară. Ca mine. Te egalează băieții. Sunt jucători de moral ăștia. Conduși. Au dominat la posesie și au revenit. Și acum sunt tehnici chiar. Foarte tehnici. Hai că deja devine ridicolă treaba asta. Fantastic. Am luat gol. Am luat încă un gol. Nu se mai poate așa. Poate că am dat eu attacking și de-aia mi-am lăsat rominte și zonă descoperite. Cert e că am fost ținut acum și trebuie să fie fault. Era bun o vedet aici. Nici acum nu vine să cred că n-a fost la Euro la Cazet. Chiar merita. Nu știu sigur dacă ar fi dat vreun gol sau nu, dar cert e că merita. Na, poate a fost accidentat sau nu a avut chef să fie sau avea opțiuni mai bune antrenorul. În continuare ne domină japonezii și încercăm să dăm și noi un gol. No, ea n-a reușit. Foarte bățoși jucătorii ăștia. Parcă văd că mai au unul. Un gol, adică. Fantastic, o posesie. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva foarte ciudat. Au picat jucătorii mei. Știu că în FIFA 16 era o mare componentă moralul. Adică cine dădea gol, cam domina după aia. Ok, cred că se cam cer o schimbare aici, pentru că nu se mai poate așa. Văd că și băieții sunt un pic cam epuizați. Ghezal, Lacazette și Fekir sunt ok. Fofana și Gonalons nu prea. Hai să ne încercăm norocul Corne și Darde în locul lui Fofana. Și apoi l-avem și pe Tolisso. Hai să vedem ce știe Tolisso. Și de această dată devenim mult mai agresivi, pentru că ne facem de râs în acest first play. Ok, deci high pressure, ultra attacking și team pressing. Hai să vedem ce o să facă japonezii, ca să zic așa. În mod interesant, am repus eu mingea, deși mi s-a părut că... Hai. Și incredibil, avem și chinion. La omul sărac, nici boi nu trag. Și am și faultat. Hai băieții, proastă repunere. Hai să vedem. Ar fi fost interesant să văd cum arată național României în FIFA asta. Mai bună, mai slabă. Că a fost bună cu Franța, jumătate de oră. După aia n-a mai fost bună. Opa, nu. Nu se poate, iar fault. Incredibil.
Se pare că începem demo cu o înfrângere. Oarecum trist. Dar never say never, nu? Hai să vedem ce facem. Foarte multe pase în FIFA ăsta. Până acum FIFA nu semna prea multe pase, mă rog, mi s-a părut mie. Depinde acum de stilul de joc. Japonezii cel puțin se bazează pe pase. Și pe moral. Adică la început i-am outplayed rău de tot, dar acum nici urmă de așa ceva. Și la cazet, la balon, incredibil. Ce sprint, ce alergare. Și într-un mod sau altul nu am dat gol. Măcar avem un corner din acela la Bulan. A venit și portarul. O să iasă interesant. Cine se anunță? Absolut nimeni. Și băieți, asta este o mare înfrângere. Sper să nu ne dea ăștia gol, acum că a ieșit portarul. Hai. Hai, mă. Incredibil. Yangambiwa și... cum ar fi să mai luăm un gol? Publicul nu e foarte încântat, mai ales că Olimpii Lyonii este acasă. Și ne cam umilesc japonezii, am râs de el la început. Și acum se răzbună. Ținem la om. Mi se pare că marcarea s-a făcut un pic mai rea de până acum, mai slabă. În fine, asta a fost meciul. Sunt dezamăgit eu de echipă, voi de mine. 1-2, un singur gol. Noi cu ocaziile, ei cu posesia gigantică. Pur și simplu gigantică. Iarăși promo la ce avem pe aici. Noi funcții. Promovați jucători de la United, de la Chelsea. Și, evident, pe copertă, dacă nu mă înșel, este Marco Reus. Ok, hai să vedem ce avem aici. Home, Classic și o să aleg, de această dată, United, pentru că juca cu Super Zlatan, împotriva lui Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Asta o să fie tare. Tricoul ăsta gen Transformers cu tricoul alb de la Real și dăm dificultatea mai mare, deși, interesant, s-a dat automat la amator. A simțit că e groasă gluma. Eu o să dau pe pro. O să mai dau pe normal, no? Fast. Și jucăm... Sunt doar 3 stadioane. Hai jucăm pe Suite of City Football Stadium. Așezarea echipei. Ibrahimovic în față. Rooney imediat în spate. Martial, Mkhitaryan, Pogba, Schneiderlin, Shaw, oricine o fi ăsta, Bailey, nu știu cine, Smalling știu, Valencia, mamă, Valencia încă mai joacă. Danny Blind, cum l-o chema, Mata, bun Mata. L-aș băga în locul lui Mkhitaryan și pe Rooney l-aș scoate, dar să vedem ce viteză are Rooney, că săracul nu prea mai are viteză. Hai să vedem, Acceleration 69, da, după cum spuneam. Oare știe Mata să joace acolo? Știe. Are o grămadă de abilități. Papa Rooney, capitala a devenit Smalling. Și Anuza e bun. Fellaini, giganticul Fellaini, în locul lui Schneiderlin, instant, Young, Lingard, Herrera, nu-mi place deloc echipa asta lui United. Memphis Depay, iată și pe ăsta, și ăsta ar fi o variantă bună, în locul lui Martial, grea alegere. Ok, facem echipa așa deocamdată și jucăm cu United, deci va trebui să-mi țineți pumnii serios. Ibrahimovic se antrenează la chip shot. Cam prost deocamdată. Practic, loburi. Lob peste portar, specialitatea casei. Iar am avut un mic lag înainte de meci. Dar pe lângă... Zlatan deja își merită banii. A venit de la PSG, a dat 4 goluri în 4 meciuri. Deja a început cu aroganțele. L-au întrebat ce lipsește cel mai mult de la PSG. A zis ultimul salariu. În rest, nu știu ce a mai făcut, a întrebat ce părere are despre Pogba, cel mai scump jucător din lume, și a zis, eu vorbesc, el ascultă. Tipic Zlatan. Să înceapă meciul. Îi vedem pe Pepe, Marcelo, Cristiano, Sergio Ramos. Iată-l, Pepe arătând de parcă are cancer, ca de obicei. Săracu. N-a nimic cu el, dar nu arată deloc bine. De Gea, pretty boy-ul de la United. Dezactivăm trainerul și să trecem la treabă serios de data asta. Mai puțină vorbă, mai multă muncă. Jucăm pe pro, rețineți.
Este un fel de disclaimer, adică dacă o furăm rău, măcar știm de ce. Ai, ai, ai. În ultima clipă am luat mingea lui Ronaldo și partea bună e că Ronaldo ăsta nu mai e Ronaldo la tânăr. Ăsta obosește un pic mai ușor. Deci undeva prin repriza a doua o să fie mort. Sper. Opa. Sergio Ramos crede as la cornere. Cred că ar fi bine să joc counter-attacking meciul ăsta. Mkhitaryan este pe felie. A și plecat la intercepție. Zlatan cere mingea. Nimic rău în asta. Și, 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 și. Incredibil. Incredibil. Bun portar. Foarte bun portar. Mă întreb dacă mai este Keylor. Probabil că este Keylor. Sau cum place mie să zic, Gaylord. Zlatan la balon. Super Zlatan. Hiper Zlatan. Nu deloc. Nu e deloc bine. Pepe cu o pasă foarte șmecheră. Op, câte ce să facem un foul de la urțel. Așa. Micuțul Mata a avut de suferit. Nu jucăm rău până acum. Știu că creatorii lui FIFA au avut mereu afinitate pentru Manchester și în general pentru echipele din Anglia. Na, edita mai studioul EA în Liverpool, parcă. Și de-aia o să vedem mereu echipe englezești bine cotate în FIFA, deși în realitate săraca United nu mai deloc ce era. Zlatan a scăpat, probabil cu offside. Da, ca de obicei. Offside for a living. Dă cu capul, Zlatan dând pase. Ceva ce nu vezi în fiecare zi. Acum hai să vedem cum stă cu dribblingul. Namil asta mai știe să și dribleze. Și să și cadă. Din păcate se cam accidentează după cum se vede. La 37 de ani cât are, e ca fragil săracul. Hop. Cine e aici? Un băiat. Și încă un băiat. Toni Kroos e acum la balon. Nu e chiar cel mai răsărit din lume. Și Zlatan cred că iar e în offside. Nu. No. Gerd Bale aparent a respins mingea asta. Nu știu ce căuta acolo. Deși el, când era mic, ca să zic așa, a pornit de la fundaș de bandă. El nu e chiar străin de apărare. L-am văzut și pe Mourinho. Cu o cămașă fancy. Are un promo mai nou la, nu mai știu ce, bere, Heineken, ceva de gen. Ceva făcut de Guy Ritchie cu nori, furtună, zgârie nori, strategii nebunii. Miroase a gol. Miroase a gol și nu miroase deloc bine. Și, a, uite, și-am luat gol pe rebound. Hai să vedem Bale, de neoprit, pase și ne-a dat gol James, cred. Da, James. Nu e bine deloc? Nu e bine deloc. Fiind primul contact, mă rog, aproape primul contact cu FIFA 17, avem circumstanțe atenuante. Ne-a bătut gamba, ne bate Real. O zi tristă. Poate că era mai bine să jucăm pe amator sau chiar beginner. Înainte să ne luăm în piept cu Real Madrid. Dacă dăm un gol azi e bine. Apoi să jucăm la menținerea scorului. Foarte fluid jocul, asta mi se pare. Și se pune foarte mare accent pe pase. Sunt curios dacă e doar o întâmplare ce am văzut mai devreme. No, iar gol. Mă refer la posesia ridicată. Poate asta este FIFA 17. It's all about the possession. Ok, Mata nebunit. Să moară Mata, ca să zic așa. Și ne facem serios de râs. Cristiano a scăpat mingea. Ce urât. Ar fi interesant acum să dăm o poziție mai attacking, dar e riscant. În fine. Ce avem de pierdute? 2-0. Cred că în realitate ar fi un scor similar, dar nu cred că totuși minutul ăsta. Hai băieții. Mkhitaryan aparent se pronunță, deși never have I ever said that. Ah, fix când eram pe contraatac. În fine. Un șut. Posesie imensă. Da, deci FIFA 17 se bazează pe posesie, pe nou engine, pe mersul mingii. Jucătorii se încurcă între ei. Zlatan nu e cum e realitate, adică bun.
Na, e bătrân și el. Și că a dat-o pas acum. Jucătorii sunt mai bățoși, dar cumva au o fizică mai bună. Și se pasează foarte mult, adică nu știu ce se întâmplă aici. La nivel de aici, cel puțin, se pasează la greu. Parcă toată lumea este Barça lui Guardiola de acum câțiva ani. Tiki-taka. Asta trebuie să fie porecla lui FIFA 17, tiki-taka. Începem cu faulturi urâte. Cât de cât. Cine îl ține pe Karim? Hai să vedem ce se întâmplă aici. Pa, Rodriguez. Încă un gol. Adică hat-trick. E pe val, James. Foarte pe val. Și cred că vrea să mai dea. Mamă, a nebunit James. Dacă jucam cu un gamer real și vedeam că joacă așa James, spuneam că e codat. 3-0 pentru Real, nu pot să cred. Și minutul 57 se anunță umilință. Deja e umilință. Din nou, nu că n-ar fi așa și în realitate, adică United e o echipă slabă totuși. Hai mă băieți, mă. Marțial, dă curtea marțială. Și. No. E, așa da, parcă mai vede acasă. Cu armata, numărul 8, gol frumos, transpirarea de tot, cu barbă de pirat. Și a fost un gol din noroc pur. Vreau să văd și un gol de la distanță. Asta mă plângeam și în PES. Niciun gol de la distanță. Hai să vedem în FIFA. Real, ca de obicei, dă o căruță de goluri. Ia goluri. Deși are fundaș foarte bun, adică Marcelo, super fundaș. Pepe, fundaș. Bunicel, că nu e roșu. Urât. Miții l-au tăvălit pe Zlatan. Hai băieții. Galben. Dar ce-am făcut, nene? Mă cheamă Modric. Ceva ce niciodată nu face eu este să iasă ca lumea la loviturile astea. Adversarul uman mereu știe treaba asta. Mereu știe exact cum să iasă. Hai mă, Bale, mă. Măi, Bale, măi. Bun. Și... pa, cât pe ce? Cât pe ce? Avem și un corner. Iar la noroc de la Chior. Să vedem cum setăm treaba. Punem ținta pe Marțial, l-a reținut bine, vedem ce putem reuși. No, nu poți să te pui cu Keylor. Și. Intercepție bună, aparent, și Zlatan, fă și tu ceva. Niște dribling, frumos. Pa, Pogba. Nu prea se simte că e un jucător de peste 100 de milioane până acum, Pogba. La Bale se simte mereu, încă din primul meci. Și cât pe ce să ia, fantastic. Isco. Atâta forță are Isco. Hai mă, Isco, mă. Am învățat eu dribbling chipurile. Cum era să fie un penalti, acum asta mai lipsea. Shaw a scăpat, nu are stamina fix deloc. Zlatan, bătrânul. Și bătrânul nu se lasă. Cristiano doborât, dar în prima fază n-a apărut să fie fault. Hai să schimbăm ceva, că nu se mai poate așa. În primul rând, Shaw ăla săracu e dead weight. Nu prea bine să schimbi un fundaș, dar na. Rooney în locul lui Mata. Young. Și hai să vedem. Januzaj, oare știe pe dreapta? Știe și pe dreapta. Pogba e super obosit. Am remarcat că jucătorii obosesc mai repede acum. Deci, din nou, minge care bounces around, fond care arată nașpa, jucători care obosesc mai ușor, o grămadă de posesie, mai mult dribbling pentru AI, multă transpilație pe fețele jucătorilor, cam astea sunt noutățile, și un nou sistem la cornere care pe bază de bulan. Continui să mă, să zic, fac de râs în demo ăsta, cu doar două goluri înscrise și vreo 5 luate. Jesus. Jucând pe semi-pro întâi și apoi pe pro. No, corecție. 6 goluri luate. Măcar adversarul de goluri frumoase. Ne-a dat și Isco gol. Foarte nervant că se încurcă între ei jucătorii la repunere. Oh.
ce ocazie. Ce a încercat să facă acolo jucătorul Real Madridului, n-am înțeles. Bruta de Fellaini l-a forțat un pic. Hai să vedem, nu le da mingea, mă. Da, pase foarte bune. Pase. Este un joc făcut de Guardiola pentru Guardiola și pentru alți Guardioli. Și am încă bătaie cu 4-1 de la Real Madrid. Am dat un gol, cât de cât, nici foarte frumos, nici foarte urât. Se cam cere un joc care să fie mai pe amator. Ok, advance din nou. Gameplay feature, bla bla bla, iar vedem astea. Hai să băgăm unul rapid acum, unul în care să dăm și noi goluri, că ne facem de râs grav de tot. Mai ales că Gamba Osaka e o echipă mai slabă. Okidoki, hai să selectăm. Nu-mi place Inter, nu-mi place Juve, Paris Saint-Germain nu-mi place iar, Real, Sounders, Bayern, Chelsea. Grea alegere. Hai să băgăm un PSG cu City. Ok, albastru cu blu, albastru cu negru, team management, Cavani, Pastore, Ben Arfa, Di Maria. Da, o așezare corectă. Ok, trap în poartă. Au schimbat portarul. Era Sirigu la un moment dat. Game settings. Amator, să zicem. Sau beginner. Hai, amator, că nu sunt chiar așa de noob. Și hai să jucăm pe normal, că mi s-a părut totuși parcă prea rapid ce am avut cu Realul. Sper să iasă mai bine de data asta. Ben Arfa ar fi vedeta echipei, acum că a plecat Zlatanul. Hai cu dribbling-ul. Pac, 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 pac. No. Dribbling iar. Aproape de pac, pac. În fine, hai să jucăm. Ok, direct high pressure, attacking și vreau să fac posesie. Cam seamănă uniformele, am făcut o alegere proastă cu uniformele aia negre, că și eu am un albastru foarte închis. Ce aglomerează ăștia, fantastic. Fault. Da, mă zic că vânează trofeez la asta, era zic Zlatan, Paris Saint-Germain. Ce confuzie, ce haos. Și jucăm pe amator acum, vă dați seama. Putem să scăpăm acum, să fi dat un gol, era util. Facem asta cu nicio problemă. Di Maria, cu o grămadă de oameni plecați. O să fie o formalitate, vine Pastore, o să mă omesc portarul. Pac. Și o ratare marca Zicu. Aici a fost strict vina mea. N-am pe cine să dau vina. Și totuși cât seamănă uniformele astea. Și se joacă pe bubuială. Hai să vedem dacă este portarul. Da, a ieșit și a dat cu capul. Un erou. Și dacă nu mă ținea băiatul, era și mai bine. Gundogan, un pic faultat. Dar o să-i treacă. Pupă mama buba și trece. Nici l-am văzut pe Orie. E mai negricios așa de felul lui. Hai să vedem. Cavani, gol. Celebration nou ceva? Nu. No. Celebration modest, un băiat modest, care își face treaba bine. Dacă nu dau 6 goluri în meciul ăsta, sunt varză, varză cu carne, foi de viță, ce vreți voi, varză, varză, varză. Trebuie gol de la distanță, trebuie gol frumos, trebuie gol cu lob, gol cu capul, ce mai vreți voi, cu plămânul, ficatul, Cavani, o pasă degeaba și. Nu, no. Mereu fac asta. Ha, încă suntem pe felie. Cât de ce să fie o gleșeală. Gleșeală, ca să vorbesc așa. Iar cornerul ăsta cu sistemul ăsta infect, la bulan. Poate nu l-am înțeles eu. În fine. Joe Hart în poartă. Cam nerealist. Adică Joe Hart a plecat de la City. Trebuie actualizat. Trebuie un update făcut la joc. Demo-ul ăsta cred că e pregătit de ceva vreme. Deși Joe Hart a plecat de vreo săptămână sau două. Na, a jucat cu Steaua. Cum era socomită cu Steaua. Hai să vedem, băieții. Hai, Ben Arfa, vedeta echipe. Hai, domnul vedeta. Zlatan dădea 3 goluri în faza asta. E bine, măcar nu suntem conduși. Deocamdată. Din moment ce un requirement în jocul ăsta
este să pasezi, cred că trebuie să începi să pasezi mai mult. Di Maria cu fața lui de ștrumf, a dat și el un gol, toată lumea fericită. Angel Di Maria, mă rog, zis și Angel, am luat mingea, violent, și suntem penalizați pentru asta. Sunteți la firstplay.ro, facem un firstplay foarte lung pentru FIFA 17. Am tras deja câteva concluzii. Am fost puțin bulversat când a apărut FIFA 16, pentru că în afară de echipele de femei nu știam ce să văd nou. Aici chiar văd niște noutăți. Ori fi bune, ori fi rele. O să ne convingem după ce jucăm vreo 100 de meciuri. Hai să ne concentrăm aici. Oh, ce fentă! Foarte ciudat a ricoșat mingea aia. Un efect cam nerealist, dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem ce facem aici, în zona întunecată a, nu a lunii, ci a terenului. Opa! Nu știam că mai e un băiat aici. Și, offside. Intră în poartă. Oh, ăsta cred că e primul gol care îmi place pe ziua de azi. Cine e ăsta? Hai să vedem cine a dat. Probabil cu un fundaș, a fost ceva mai atipic. E vorba despre Krikoviak, deci, da, cred că e fundaș. Hai că dăm și noi goluri, am zis eu bine, 6-0. Dar chiar și pe amator, micuții ăștia au pun ceva rezistență. Faultat cam rău. Cavani... Se bucură că a plecat Zlatan, el e cum ar veni vedeta mare acum. Dar a făcut offside, a intrat în offside. Presăm, stresăm. Am crezut că de-al meu, iar confuzie cu uniformele. Hopa! Băieții în mov, Cavani mereu în offside, pe pomană, pac! A, că am fost penalti pentru că l-a cam ținut. Mă rog, o mică obstrucție, poate că a frânat Cavani aiurea în alergare. Sunt curios în repriza a doua dacă se va cunoaște oboseala sau nu. Mi-a cam vibrat joystick-ul, deci l-am cam troznit pe băiatul ăla. L-am troznit rău, săracu, la pământ, e în tranșee. Bătălia de la Ipră. Șuturi pe poartă. Iar au posesia ei. Deci se pune mare accent pe posesie aici. Dacă vreți să câștigați în FIFA 17, trebuie să aveți posesia. Asta e cheia. O să vină și concursuri și lansarea de la finala lunii. Deci cine se antrenează pentru a câștiga ceva, învățați-vă cu posesie, băieți, că asta este cheia. Jocul de cap, nu știu dacă avem așa ceva. Hai să încercăm niște pase pe sus, niște bubuieri, cum le zic eu. Cum ar fi să întoarcă ăștia scorul? Fa, depresie maximă. Hai să ne dăm un pic mai în spate, mai pe balanced. Hai să vedem. O deposedare ca la carte, realizată de David Luiz. Ok, avem și noi mingea, a plecat Cavani, cacofonie de altfel. O zonă descoperită puțin, nu-i nimeni acolo. Mi-a tăvălit băiatul. Dacă era Zlatan, nu-l tăvălea nimeni. Cădeau ei pe jos, tăvălindu-l. Totuși jucăm cu City, adică, na. Nu știu dacă joacă Aguero, adică nu l-am auzit, nu l-am văzut, nu l-am simțit. Aparent are un succesor deja, Iheanacho, parcă așa-i zice. Sergio Lica Aguero. Offside? Nope. Kevin Trapp. Există și un gen de muzică numit Trap. Ce interceptare bună a făcut Sania, Bakary Sania. Am rămas descoperit pe flancul ăsta. Kevin De Bruyne. City a bătut weekendul trecut pe United cu 2-1 în derby. Și a fost un rezultat generos la cât de prost a jucat United. Cu sau fără Zlatan. Numai United de pe vremuri. Hai să vedem acum. Lejer, frumos, cochet. Și încă un jucător a dat încă un gol. Cred că nimeni n-a dat două până acum. Hai să vedem. Avem așa. Avem Krikoviak, Di Maria, Cavani și autogol, aparent. Nu mi s-a părut. Păi de-aia a plecat Joe Hart. Dacă până și în FIFA e prost. Hai să vedem. Gol de la mare, mare, mare distanță. Nope. La cum se mișcă mingea în jocul ăsta, cam ies din schemă jocurile astea, golurile de la distanță. O fi bine, o fi rău. Rău, evident.
Îmi plac foarte mult golurile de la distanță, când le dau, nu când le iau, evident. Oi, să facem o nebunie, scoatem portarul? Nu, nu scoatem. Facem o schimbare? Nu, nu facem încă. Întotdeauna am fost schimbările în minutul 70, doar să nu fie vreo accidentare la mijloc. Poc! Hai mă, Joe Harden. Cum să iei golul ăsta? Nici Cojocaru, nici Niță nu luau golurile astea, nici Silviu Lung Junior, nici Tasu nu luau golurile astea. Ce rușine. Am zis-o că dau 6. E loc de mai mult, de mai bine, de mai frumos. Nu prea simt aportul lui Ben Arfa. Asta e ciudat. Cavani e maestru aici. Ia să vedem Cricovia, fundașul cel hiperactiv. Bun. Pe lista de constatări, pe lângă mingea bouncy și pe lângă jucătorii bățoși, e faptul că scade stamina foarte mult și foarte repede. Nu știu dacă este un aspect reglabil. Sper să fie. În fine, facem o schimbare, că văd că Pastore este săracul leșinat. Verratti știe în atac. Ar trebui să știe. Ben Arfa și Di Maria o mai duc. Cavani o mai duce. Matuidi, iată, Cricoviac nu e center back, ci KDM. Trebuie înlocuit cu Thiago Motta. Matuidi mai ține. Di Maria, așa și așa. Hai să băgăm pe Lucas în locul lui Di Maria. Și să revenim la Scheibe. Dăm cu Scheibe pe teren. Ok, attacking. Nu all out attack. Ultra attacking. Nu știu dacă s-au făcut înlocuirile. E posibil să fie niște oboseală. Nu. Ce-ai făcut, mă, Cavani, mă? Edinson. Opa. Orie. Fundaș. Și iar a făcut-o Joe Hart de oaie. Îmi place că e un simulator realist ăsta. Joe Hart o face de oaie. Foarte frumos, 6-0. Schimbări corecte, corespunzătoare. Și în afară de Cavani, nimeni n-a dat. Mi se pare că Joe Hart are 2 autogoluri, așa sunt trecute acum. Foarte strict la autogoluri FIFA, orice greșeală a început să figureze ca autogol. Au picat psihic băieții, niște dribbling-uri frumoase cu Cavaniniu. Mai vreau un autogol, deja eram nesimțit. Am pus ținta la întâmplare și am dat foarte tare și foarte prost. Dar mingea a ajuns la Matuidi. Hai să vedem. O pasă care n-a ieșit bine. Hai să încercăm ceva la cap acum. Pop. Și... Verratti, care săracu e și mitel. Ia uite-l. E un pitac, e un fel de Balbuena, mai gras. Hai să vedem. Cum a sărit el așa frumos? Adaug căpuțul pe lângă mânuța lui Joe Hart, care e de 5 ori cât el. 7-0. Dacă dau și eu boabă, e ca meciul Brazilia-Germania. Germania-Brazilia. Umilința istorică. E rușinos să mă laud cu asta, totuși e pe amator. Măcar nu-i pe beginner, putea fi mai rău. Ben Arfa, cu Ben Arfele lui. Din buza porții asta. Băiatul ăsta e nou, nu știu. Până acum cred că abia l-am băgat. Hai să vedem ce ne-a dat. A dat Lucas, minutul 90. Abia intrat pe teren și gata. S-a fluierat timidea, că era jenant. Ăsta este FIFA 17, demo la firstplay.ro, un firstplay lung, cât o zi de post, cu greșeli, cu goluri, jucat pe fast, pe normal, câteva echipe. Am văzut cum stă treaba, avem rosteruri noi, dar cu Joe Hart în activitate, avem jucători bățoși, minge care se mișcă altfel, un engine nou, foarte multe pase, nu prea sunt faulturi, ce pot să mai zic în rest, șuturi la distanță ies din schemă, nu-mi place sistemul de cornere, jocul se anunță un pic mai... tehnic, ca să zic așa, dacă consider pasele multe tehnică și nu enervare tiki-taka, cam asta ar fi. Am uitat la firstplay.ro, revenim cu o recenzie când apare jocul la final de lună. La revedere!